Un adolescent care este judecat pentru uciderea familiei sale a încercat anterior să-și otrăvească mama vitregă cu unde arahide au spus procurorii. Tânărul în vârstă de 16 ani este acuzat că l-a ucis pe tatăl său, pe mama sa vitregă împreună cu cei trei frații ai săi în vârstă de 6 și 5 ani, respectiv cel mai mic dintre ei în vârstă de 6 luni. Conform Observator News, înainte de a-și măcelări familia, se presupune că adolescentul a pus intenționat unt de arahide în cafeaua mamei sale vitrege, știind că este alergică, după ce a descoperit că nu erau în rudiții biologic. Procurorii au dezvăluit de asemenea că și-a amenințat tatăl și că va avea probleme să-și controleze furia, mai ales atunci când venea vorba despre frații vitregi. Adolescentul este acuzat și că a furat două inele de la mama sa vitrecă care era profesor pe care le-a vândut ulterior. Adolescentul este judecat ca adult, iar procurorii susțin că băiatul a furat inclusiv o armă din casa bunicii sale înainte de crimele groaznice. Toate cele cinci victime au fost împușcate în cap ca o execuție în stil mafiot, au informat autoritățile. Acesta a sunat la 911 spunând poliției că se află la subsol când a auzit focuri de armă la etaj. Potrivit anchetatorilor, el a mărturisit ulterior că și-a ucis familia Familia și a condus pe ofițer la arma crimei un pistol de 9 mm care era ținut legal la reședință. Procurorii încă nu au oferit mai multe detalii despre motivul masacrului, dar documentele de judecată publicate anterior indică că adolescentul nu a simțit remușcări în așteptarea procesului. Mason nu pare deranjată de faptul că este acuzat că și-a ucis familia, a scris ofițerul său de probațiune pentru minori într-un raport, relatează Observator News.